Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Europenii nu au fost întotdeauna foarte luminați. În timpul evului mediu, nobilimia italiană, franceză și germană a mâncat corpurile pudrate ale mumiilor egipene. Au făcut acest lucru la sfatul medicilor și al farmaciștilor care au tratat toate bolile în acest fel. Medicii arabi și persani antici credeau în efectul miraculos al bitumului natural pe care îl foloseau pentru a trata fracturile și ulcerele. În secolul 7, medicul Ibn Betar scria că substanța mumică este deosebită și foarte des întâlnită în țara Apolonia, adică în Egipt, unde coboară din munți în cursuri luminoase, se întărește pe malul râului și capătă mirosul de gudron vechiul vindecător a remarcat că este posibil să găsim substanțe miraculoase chiar în interiorul unei mumii. În timpul evului mediu, tratatele medicale ale arabilor au fost traduse în universitățile europene, de unde cunoștințele despre mumie s-au răspândit în toate țările creștine. Cu toate acestea, medicamentul a început să fie considerat nu doar bitumul natural, ci direct mumia în sine. Până în secolul 13 -lea? Toată lumea din Europa știa că mumia este o substanță medicinală din piramidele egiptene care ar putea vindeca aproape orice boală. Matematicianul, medicul și astrologul medieval Gerard de Cremon a scris Aceasta este o substanță care poate fi găsită în țările în care sunt îngropate corpuri împălsămate cu aloie, care cu lichidele din corp sunt amestecate și transformate într-o mumie. Mumile au fost vândute atât în bucăți împreună cu bandaje, cât și sub formă de pulbere, pe care medicii le-au recomandat adăugarea în mâncare. Până în secolul al XV-lea s-a format o piață cu drepturi de bine pentru vânzarea și prelucrarea, cumpărarea corpurilor uscate. Nobilii și negustorii mai săraci erau limitați la mumii arabe, iar cei mai bogați, feudali, cumpărau doar mumii din mormintele egiptene antice, care erau numite mumia sepulcorum, se credea că astfel rămășițele au o putere miraculoasă care vindecă orice boală. Mumiile din Orientul Mijlociu au fost trimise în Europa cu tonele. Călătorii europeni au descris că egiptienii își scotocesc tara non-stop și duc mumiile la Cairo unde le predau negustorilor. Cel mai adesea erau morții de la mormintele timpurii. În timpul faraonilor pentru mumificare se folosea un decot alcalin de cenușă și rășină din lemn. Datorită costului ridicat, a fost înlocuit cu bitum natural. Rășina a pătruns în țesuturi, iar corpurile s-au negrit. Farmaciștii italieni, francezi și germani au transformat o astfel de mumie în pulbere și au vândut-o pentru foarte mulți bani. Arabia a început să vândă masiv falsuri cu adevărate mumii egiptene. Au fost folosite cadavrele criminalilor executați, cerșetorii decedați, sclavii și copiii al căror cadavre erau acoperite cu bitum natural uscate la soare și vândute cu ridicata la Lisabona sau Varșofia. Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, situația s-a schimbat și majoritatea medicilor au considerat că tratamentul mumiilor este un șarlatanism obișnuit. Cu toate acestea, medicamentul nu a fost uitat. În 1912, compania farmaceutică germană Merck a inclus mumia în catalogul oficial al produselor sale. După campania egipteană a lui Napoleon, a crescut brusc interesul pentru istoria civilizației antice a faraonilor din Europa. Francezii și britanicii au cumpărat masiv papirusuri, figurine, ceramică și, desigur, mumii. Arabia a început din nou să aducă pe piețe trupurile uscate ale oamenilor morți de mult, printre care se aflau și faraonii. Mumile nu mai erau mâncate, dar erau folosite ca divertisment la baluri și întâlnirea de boemilor. Nobilii francezi s-au adunat special seara și au urmărit procesul de desfacere al bandajelor. Au fost vândute chiar și bilete pentru astfel de evenimente. Mumile egiptene au fost folosite și în artă. Corpurile uscate au fost măcinate într-o pulbere pe baza căruia s-a făcut o vopsea maro. Pentru saturația și aduncimea culorii pigmentului i s-a adăugat și rășină albă. Vopseaua s-a numit Mami Brown și a fost folosită încă din evul mediu târziu până în secolul al XVIII-lea. Abia în 1964 firma engleză Sir Robertson a încetat să producă material artistic din corpurile persoanelor decedate. Astăzi această vopsea a fost înlocuită cu pigmentul Caput Mortum, care înseamnă cap de mort și se face pe bază de oxid de fier. Voi ce părere aveți de aceste leacuri bizare din trecut? Aștept părerile voastre în comentarii. Nu uitați să apăsați pe like și să vă abonați. Toate cele bune până la următorul clip.